Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Vom face în perioada asta până după sărbători 72 de ore, pentru că am lipsit foarte mult cu ele și o să vi le fac cât mai des. O să revenim la tarotul zilnic, dar până atunci mergem pe 72 de ore. Pentru cei care m-ați întrebat și știți evenimentele prin care am trecut, n-am avut pur și simplu timp să pot să fac toate zodiile pentru luna decembrie, dar mă voi revanșa, ok? Pentru luna ianuarie. Bun, haideți să vedem. Vom face trei etalări, ca de obicei. Va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3 și să nu uitați că este valabil și pentru domn și pentru doamne. Și vă mulțumesc tuturor care notați minutele în comentarii, pentru că mi este destul de dificil să stau să le notez și pe acelea. Ok? Până îmi reintru eu în normalitate. Ok? Bun, haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei care vă uitați? Următoarele 72 de ore, evenimente importante. Pentru cei care vă uitați, ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore? Evenimente importante. Corina, Emanuela? Îmi vine și, ca și mesaj, și Emanuel și Emanuela. Sergiu. Larisa. Fecioară. O soră și un frate aici care au o relație foarte bolnăvicioasă și vă indic să vă uitați pentru cei care vă regăsiți în situația asta sau cunoașteți pe cineva în situația asta la filmul Legături bolnăvicioase, pentru că ceea ce văd în legătură cu această poveste se potrivește foarte mult cu acel film și este un film românesc. Da. Bun, haideți să vedem varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Asta am văzut pe general, ok? Dar hai să vedem pe mai departe. Hai să trecem la cei cu varianta numărul 1. Foarte mulți dintre voi aici, în ce am văzut eu mai devreme, e posibil să aveți nodul nord în vărsător sau să aveți de-a face cu cineva din vărsător. Ori voi să fiți zodia vărsător, este o chestiune ce ține de o dorință aici. O dorință, o binecuvântare care vine pentru tine. Aici am mai multe mesaje la varianta numărul 1. Ce? Pentru că este și un semn, și un mesaj, și o binecuvântare, dar și o atențiune pentru cineva care a avut legătură cu un vărsător și am și spus la... la general cu legături bolnăvicioase, ok? Pentru că aici a fost o fecioară, vărsător, taur. Fecioară, vărsător, taur. Balanță, se tot repetă. Berbec. O legătură foarte în afara. Nu știu ce mai e normal în ziua de azi, dar așa zic, în afara normalității este chestiunea asta. Vreau să văd ce zodie ești la varianta numărul 1? Poți să ai Uranus în vărsător, Pluto în pești, Luna în vărsător, Luna în taur. Clar, aici puteți să fiți zodie de apă și de pământ. Sunteți tauri, sunteți draci, scorpioni, Aquarius, din nou, iar vărsător, Libra, din nou, balanță, cum am spus, zodie de pământ, taur, fecioară, Marte în taur, Marte în fecioară, fecioara asta, uite, Jupiter, cineva are Jupiter în fecioară aici.
fost o toxicitate aici și cineva din cineva în următoarele 72 de ore aud în următoare, deja s-a întâmplat, aud ca și mesaj, deja s-a întâmplat și urmează să se întâmple un dezastru. O ceartă foarte mare între cineva din Gemeni, Capricorn, Taur și Berbec. Și ăștia toți sunt bărbați. O ceartă foarte mare între toți bărbații ăștia. Cineva are Venus în rac. Legat de o femeie din rac, pești, scorpion. Și legat de o femeie din fecioară. Aici aud ca și mesaj un grup de bărbați. Și iată cum rezonezi și în ce poziție ești tu. Un grup de bărbați aici au făcut niște afaceri ilegale. Sau niște chestiuni care au implicat niște distracții fără griji, să le spunem așa. Văd niște persoane foarte vicioase aici. Niște persoane care s-au afundat cât mai mult în energia asta întunecată. Cineva n-a ascultat la timpul potrivit aici. În niciun caz. Un bărbat se ceartă, se va certa cu o femeie foarte rău aici. Pentru că cineva o să spună, dacă știai, de ce nu mi-ai spus? De ce mi-ai făcut asta? Ok? Iar femeia cu care se ceartă este o femeie cu care bărbatul ăsta s-a distrat împreună cu bărbații ăștia. El s-a distrat cu femeia asta împreună cu acești bărbați. Da, ești cineva din pește aici, o secundă. Ori femeia asta poate să fie pești. Aici va fi un mesaj care nu o să fie pentru toată lumea. Dar dacă ești bărbat și te uiți, oh, nu. 10 de spade, asta de să fii spunzuratul. 4 bărbați sau 3 bărbați aici au petrecut, au băut, club, băutură, distracție, vicii, dintre care toate persoanele astea s-au distrat împreună cu cineva care nu trebuia să o facă. Aici este un crud adevăr care vine în legătură cu ceva ce ține de o distracție neprotejată. Cineva va fi foarte furios aici pe regina asta de monede și pe regina asta de cupe. Pentru că bărbații ăștia au invitat două femei la petrecerea asta. Sau au avut de-a face cu două femei. Da. Da. În altă ordine de idei, aici o femeie comunică unui bărbat și spune, nu mai ai bani? Pa. Și am văzut asta și ieri, la 72 de ore. O femeie spune aici, nu mai ai bani? Îi spune unui Capricorn, Taur și... dar în special Capricornul și Taur, dar îi spune și unui Berbec, nu mai ai bani? Păi dacă nu mai ai bani, eu trebuie să plec. Ok? Un bărbat aici regretă că a trădat o altă femeie pentru femeile astea două sau pentru regina asta de monede, care a fost o femeie foarte lacomă după bani. Și poate fi chiar sora bărbatului ăsta. Luați cum rezonați fiecare, ok? O legătură bolnăvicioasă. Aici avem parte de un grup de oameni, de un grup de bărbați, de un grup, un anturaj, care s-a distrat mai mult decât era necesar și n-a pus stop când trebuia. Aici este judecată pentru cineva din Gemeni Leu. Este o povară pe care cineva a adus-o. Mai mult decât atât, aud aici o femeie știut. O femeie știut. 9 de săbi și asul de pete. Magicianul bate la uși închise. Sau cel care vrea să facă lucruri oculte bate la uși închise cu 6 de cupe și 3 de pentacule. Unde a mai făcut în trecut cu diavolul și justiția. Acum este o plată pentru că diavolul i s-a întors, iar bărbatul ăsta este legat într-o colivie și nu știe ce să facă. Mai mult decât atât, aud ca și mesaj, femeia aici este foarte inteligentă. Femeia care te regăsește aici în afara poveștii ăștia și ai avut de-a face cu bărbatul ăsta care te-a rănit și a făcut un joc și a crezut că tu nu știi treaba asta. El de 2-3 ani își făcea lucruri oculte, dar tu ai știut. Și ce nu mai știe el este că tu l-ai iubit cu adevărat.
El a crezut că ceea ce a făcut el în legătură cu legătura asta de dragoste, ca tu să te întorci tot timpul la el sau să vrei să fii tot timpul cu el, a fost din cauza lucrurilor oculte. Dar de fapt era pentru că tu-l iubeai cu adevărat. Ceea ce la tine s-a stins, tu iubire nu mai ai pentru omul ăsta. Dar greșeala cea mai mare și fatală pe care a făcut-o bărbatul ăsta a fost să se ia după anturaj, să se ia după persoanele care l-au influențat, să creadă în rău, să rămână în rău, să ajungă în 10 de monede invers. Bărbatul ăsta nu mai are niciun fel de stabilitate. Ok, te-a trădat pentru anturaje, pentru prieteni, pentru cineva cunoscut ție sau pentru cineva cunoscut lui. Ok? Poate să-i fie soră bărbatului ăsta. Este soră, frate. E cineva din Taur. Se repetă. Taur, Berbec, Capricorn, Gemeni. Poate bărbatul ăsta chiar avea o relație ascunsă cu cineva din familia lui. Wow. Ok? Și tu ai scârbită, surprinsă, cum vrei tu să spui. Aici femeia asta poate să fie săgetător. Oricum cineva este săgetător, este cineva în dezechilibru total aici. Cineva nu mai are niciun fel de liniște. Cineva face un abuz aici și un abuz de substanțe. Cineva aici face un abuz. Și mai mult decât atât, o să cadă în panta cealaltă. Un bărbat aici este bolnav și spune, tată, ce mi-a trebuit mie așa ceva? De ce am făcut treaba asta? Aud, spune un bărbat aici, de ce am făcut treaba asta cu fecioara asta? De femeia asta, cu fecioara asta, cu femeia asta altă din pești? De ce am invitat eu femeile astea? Sau cu femeia asta din vărsător, săgetător, de ce am invitat eu femeile astea? Sau de ce am avut nevoie de anturajul ăsta? De ce? Mai mult decât atât, un bărbat aici, chiar dacă el s-a crezut prieten cu ceilalți prieteni, un capricorn sau cineva din gemeni sau un bărbat din leu, trădează un taur foarte tare aici. Pentru că hierofantul este cel care este în 5 de pentacule. Regina de monede și regina de cupe. Adevărul este la suprafață. Care este adevărul care este la suprafață? În legătură cu aventura asta și tot ce au avut bărbații ăștia cu femeile astea sau cu femeia asta. 5 de săbi, 2 de săbi. Două femei și-au bătut joc de niște bărbați. Ha! Ia uite. Vreau să vezi. Dar vreau să îndrept ca să vezi. Cineva făcea farmece pentru căsătorie. Cineva nebunea bărbatul sau el îți făcea ție farmece și am văzut și aseară. Îți făcea farmece de căsătorie. Și aici marea preoteasă spunea, care e o mare preoteasă falsă, spunea, da, îți fac de căsătorie, îți fac de lucrul ăsta. Fecioară, iar văd, fecioară. Tu ai venit cu abundența după bărbatul ăsta. Iar bărbatul ăsta e bătut de toiacul dreptății, ca să spunem așa, vezi că se întoarce la tine. Pentru că el simte că acest turn, el nu vrea să... Nu că simte, asta nu-i turnul. El nu vrea să cred, el a greșit foarte tare față de tine. A împins în ușa celei de-a treia energii prietenilor, anturajelor pentru ajutor. Cineva care face o vizită la medic. Cineva singur. O fecioară a trădat un bărbat foarte tare aici. Taur, fecioară, capricorn, femeia asta. Gemeni, berbec, săgetător, vărsător. Ia, sau poate să aibă toate astea în astrogram. Sau au fost mai multe femei, au trădat un bărbat foarte tare. Și bărbatul ăsta nici măcar nu știe că el în distracțiile astea pe care le făcea acasă la el cu niște vici, petreceri sau în cluburi sau etc. Bărbații ăștia înscenau ceva. Dar este karma lui.
El nu te aprecia pe tine ca împărăteasă sau dacă te uiți ca bărbat, n-ai apreciat-o împărăteasă, n-ai apreciat cine te-a iubit cu adevărat. În niciun caz. O femeie aici trece în neființă, din câte văd, ok? Bărbat aici este foarte semnificativ prin faptul că are foarte multe tatuaje. O femeie care poate să fie tunsă scurt aici. O să obișnuiască să se tundă foarte scurt. Aici a fost o scenare pe față. Un bărbat a trădat o femeie, iar el la rândul lui a fost trădat de o altă femeie. Și de prieten și de o altă femeie. Cum îl trădează de regina asta? Cum l-a trădat regina asta de bărbatul ăsta? Ia doar și-a bătut joc de el atât. Atât. Ea s-a folosit de bărbatul ăsta ca să răzbune pe tine ca femeie, să spunem o dată. Doi. Ca să obțină pentacule de la tine. Sau să pune ea pe un piedestal pentru că ea nu te suferea pe tine ca femeie. Bărbatul ăsta fiind probabil fermecat aici cu lucruri oculte. Deși el credea că el a făcut lucruri oculte împreună cu femeia asta. Dar bărbatul ăsta stă mai mult amețit, spun eu. Și se vește tare, se va trezi acum. Când îl izbește realitatea, pentru că cineva nu poate să doarmă de câte coșmaruri o să aibă. Pentru că aici cineva a greșit tare, tare. Mi se pare că m-ați mai întrebat odată sau nu. Cred că tot ăsta era. 78 de uși se numește acest pachet de cărți. Este pachetul meu favorit. Lângă încă unul nou pe care l-am. Cine e femeia asta care a cauzat problema cu bărbatul sau bărbatul ăsta? Rac? Sau are Pluton rac? Uite, rac! Ea e rac cu luna în leu. Pești mai este. Sau are Venus în pești. În orice caz, este zodie de apă. Dar poate să apare ca regina de bâte pentru că are luna în leu. Uite, mai poate să fie săgetător femeia asta. Eu văd mai multe persoane aici. Mai întreb o dată. Cine este bărbatul rănit aici? Ia să vedem. Care află vestea? Scorpion. Cine este bărbatul rănit? A fost un scorpion implicat. Marte în scorpion are. Cine este bărbatul care va fi afectat aici de veste? Femeie și-a bagajele și pleacă aici, sau o femeie spune, știi ceva, te-am folosit, taurul va fi afectat, uite, tors. Gemeni, berbec, iarăși, fecioară, o fecioară și un, o fecioară, o balanță și cineva din vărsător și-a bătut tare joc de bărbatul ăsta. Cineva cu luna leu. Un scorpion care are luna leu și a bătut tare joc de bărbatul ăsta. Ia să vedem ce mesaje mai primim aici. Ce vești aude taurul ăsta? Ia să vedem. Tu dacă ești taur, îmi pare rău că ai trecut prin asta. Femeie sau bărbat, deși eu văd că e energie masculină aici. Ai avut încredere în cine nu trebuia. Ce vești află taurul ăsta? Poți chiar energia aia de pământ să fie care ai tu de a face fecioară și chiar taur și fecioară, ca și tine. Taur, fecioară, capricorn, femeia aia. Ok? Ce vește supra numătar 72 de ore?
Tot asta mi-apare. Vă așteaptă la ușa unui cabinet. Pești taur. Ce vezi cu cavalerul de cu pești în zonă de... Cuiva este frică aici de un răspuns. Ia repet. Cineva spune aici. De ce am avut eu de a face cu Regina de Cupe și Regina de Mâine? Ce am căutat eu cu femeile astea? Ce mi-a trebuit mie? Uite cât conflict mi-au cauzat. Mi-au făcut dezastru. Ce rău au făcut femeile astea bărbatului ăsta? Să vedem. Sau ție ca bărbat. Ce rău cu diavolul? Ce rău ți-a fost cu diavolul? Te-au corupt într-un lucru întunecate pe lângă asta. Vicii, băutură, destrăbălare. S-au făcut din bărbatul ăsta treaba asta. Ținându-l departe de echilibru și anume de adevăr și realitate. Ce rău a făcut datul de asta, ea? El a crezut că îi sunt prieteni, oamenii ăștia. Magicianul și regele de bute. El a crezut că îi sunt prieteni, dar de fapt i-au fost dușmani. Uite, cineva stătea aici la masă. Cineva făcea spiritism, cineva făcea lucruri oculte, dar ușile i s-au închis în nas, cineva nu mai poate să spargă zidul ăsta. Cineva nu mai este băgat de femei în seamă, bărbatul ăsta, pentru că totul s-a întors asupra lui. Cineva este într-o conexiune și într-o stare destul de șubredă. Ce au făcut femeile astea, au luat ăsta cu magicianul. El de fapt vrea, dacă tu ești femeie și te uiți, el de fapt vrea să-ți blocheze ție drumurile și am văzut aseară la 72 de ore. Ok? El de fapt vrea să-ți blocheze ție drumurile. Dar de fapt, ele și bărbații ăia nu au fost prieteni cu adevărat. Niciun caz. Bărbatul ăsta a fost mai naiv decât a crezut, decât a putut să creadă vreodată. Femeile astea și-au putut joc de el. Și distracție dacă a fost de noapte sau de mai multe nopți sau indiferent. Cineva a folosit bărbatul ăsta văzând cât de naiv și cât de credul este. S-au folosit de finanțele lui, ok? O să iau imediat. S-au folosit de finanțele lui. Orbește așa. A crezut că el nu vede și chiar n-a văzut. El cerându-le femeilor ăsta să se facă ție rău ca femeie. Să nu-ți mai găsești pe cineva, să nu mai găsești pe cineva. Femeile astea au urs atât de tare de bărbatul ăsta și să te uiți ce am spus la penultimul 72 de ore. Și au bătut atât de mult joc de bărbatul ăsta cât i-au luat toți banii. A fost distracție, a fost băutură, a fost de toate. Așa, și când au mai luat niciun ban, a zis pa, pa. Cineva parcă a ieșit prin ușă. A dispărut. Mai vreau energie pentru cei de la varianta în următoare 72 de ore, evenimente importante. Iar regele de pentacule, Taur, Fecioară, Capricorn. Regele de pentacule, următoare 72 de ore. Pentru foarte multe dintre doamne, cunoașteți o persoană nouă și veți începe o nouă relație de dragoste cu cineva care... renunță la alte energii, se potolește și recunoaște că tu ești sufletul lui pereche. Pentru că cineva aici, între tine și persoana sorală, că s-a oprit comunicarea la un moment dat, bărbatul ăsta a înțeles că a fost un fraier să umble cu alte energii, multe energie, anturaje care și-au bătut joc de el și nici măcar nu i-a păsat de el. Omul ăsta va recunoaște valoarea ta atunci când va cădea trădat de toți prietenii și anturajele. Pentru că el considera că are o familie sau că are o acoperire sau că are prieteni sau că are persoane de încredere alături.
Ce va face regele ăsta de mâine către tine cu cavalerul de cupe și 10 de cupe în următoarele de 72 de ore? Doamnele care nu aveți pe nimeni, să știți că în următoarele 72 de ore cunoașteți o persoană nouă. Cunoașteți o persoană nouă care o să vă schimbe viața. Mai mult decât atât, aici este o cerere în căsătorie. Posibil un bărbat pe care l-ai cunoscut de puțin timp să te ceară în căsătorie. Sau urmează o căsătorie pentru tine și urmează o persoană nouă pe care o să cunoști, asta o să rezulte cu o căsătorie. Pentru cele care sunteți născute în luna 8-a, luna 7-a, ok? Pentru altele dintre voi este cineva în trecutul tău care vrea neapărat, a terminat o relație, s-a dezlipit în sfârșit de cineva din trecutul lui, a înțeles că a avut o energie foarte malefică, a respins adevărul, a respins trecutul într-un final când a realizat, când va realiza adevărul. Aici este un cadou din partea cuiva. Este o remunerare. Cineva vrea să spună, vreau să te ajut, vreau să fiu alături de tine. Vreau să-ți întorc binele pe care mi l-ai făcut. Vreau să fii soția mea. Ce e cu cavalerul ăsta de cupe și 10 de cupe? Nu eram sigură. Ce e diavolul? Cineva în trecut aici s-a căsătorit corect. Iar regina de pentacule și regina de cupe. Regele ăsta de pentacule a fost... Hai să mai multe povești. Regele ăsta de pentacule a fost căsătorit cu o femeie pentru bani. Căsătoria lor a avut și deasupra și de desubt diavolul și patru de bâte. Relație karmică, fundație formată pe farmece și pe lucrări. Așa mai departe. Soția acestui bărbat împreună cu sora, din câte văd, soția. Ok? Soția. Pentru că regina asta de pentacule, care este taur, fecioară, capricorn, împreună cu sora ei, care este o soră din ea viceversa, care este prima energie. Este o femeie din zodie de apă și o femeie din zodie de pământ. Și bărbatul ăsta este zodie de pământ. Sau dacă te uiți, ești zodie de pământ. Ok? Căsnicia asta a fost pe o fundație necurată. Un bărbat s-a însurat pentru bani. Sau viceversa. Ea cum rezonează. Mai mult decât atât, ce nu-mi place mie, că am întrebat de cavalerul ăsta de cupe și 10 de cupe și am văzut diavolul și 4 de bâte. Și văd și clar viziunea. Ce cu diavolul? De ce se ascunde diavolul sub cavalerul de cupe și 10 de cupe? Divorț. N-au fost să reziste. S-a dus. E gata. Un bărbat divorțează aici. Mai mult decât atât, refuză o cerere în căsătorie cu cineva care te-a părăsit cu mult timp în urmă sau n-a vrut niciodată o relație serioasă cu tine, asta să aștepte, să gândească între tine și o altă persoană sau ales în soare pentru bani cu altcineva, cu o femeie în care treaba aia a fost clădită pe o fundație întunecată, pe farmece, pe vrăji, femeia așa l-a ținut. Erau două femei, ea lucra cu o femeie și ea știa că își bate joc. Ea știa că bărbatul ăsta vrea bani de la ea. Ea s-a măritat cu el ca să se răzbune pe el în tot acest timp. Și în momentul când a dat de un bărbat mai în vârstă, deci povestea se repetă, el te-a părăsit pentru o femeie cu bani, nu o să spun mulți bani, ok? Iar ea îl părăsește acum sau l-a părăsit de ceva timp pentru că divorțul ăsta a avut loc sau este în decurs. Pentru un bărbat mai în vârstă, care poate fi și un bărbat străin sau pur și simplu un bărbat mai în vârstă cu mulți bani.
lăsând bărbatul ăsta bolnav cu trecerea timpului, el s-a fost un bărbat foarte vicios, lăsându-l în poverty. Și ea n-are niciun regret pentru treaba asta. Absolut niciun regret. Ea te-a atacat în nenumărate rânduri sau cel puțin în impresia și iluzia ei a crezut că o face. Te-a atacat în nenumărate rânduri încercând ea să creadă că tu te mai întorci vreodată la bărbatul ăsta. Ea și dacă a divorțat de bărbatul ăsta, tu nu mai ai înapoi. Pentru nimic în lume. Sau dacă el ți-a făcut treaba asta și tu știi adevărul și povestea că el a trăit cu cineva din familia lui, o spun și pe asta, ok? Tu nu-l mai ai înapoi. Mai am un mesaj aici, dar așa mă abțin să nu-l spun. Fii cu minte, fii cu minte. Încerc să fiu cu minte. Să nu-l spun. Că am zis că era și soră și puteau fi două surori, dar, sau soră și verișoară, dar putea și fi mamă și soră. Și bărbatul ăsta se împăca bine cu amândouă. Am spus-o. Urât. Oribil. 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 Bun. Trecem la varianta numărul 2. Bun, am să încep etalarea numărul 2 în forță spunând așa că mesajul este șahmat. Șahmat. Asta e mesajul. Șahmat. Tu ai dat șahmat regelul ăsta de săbii, care poate fi cineva din gemeni balanță vărsător sau un bărbat foarte arogant, un bărbat care a crezut că că o să te bată, ok, la jocul ăsta pe care tu l-ai tolerat și l-ai știut dinainte, iar el a crezut că ești că rămânând cu mai puține piese pe masă, pentru că așa ai vrut tu, ca să spunem așa, cărți, piese, că ești în pierdere, nu tu ai jucat inteligent. Femeia a jucat inteligent aici. Da. Femeia a jucat foarte inteligent aici și strategic. În timp ce alte persoane au crezut despre o femeie aici, despre tine ca femeie, dacă te uiți, au crezut despre tine că ești o femeie foarte naivă. Dar tu l-ai făcut jocul. Și jocul ăsta a implicat faptul că tu ai încercat să iei bărbatul ăsta sau ceea ce era în prejurul lui, să vezi ce poate și cât poate și ce poate să spună și tot ce s-a dezvăluit singur, ok? Cineva aici spune, mă rog ca femeia asta să uite ce am vorbit, aud ca mesaj, mă rog să uite ce am vorbit, încerc să-i șterg memoria. Nu există. Nu există. Bărbatul ăsta s-a crezut foarte viclean. El a mers foarte mult pe logică, având un scut în zona inimii, și anume n-a arătat niciun strop de empatie. El a fost bătut la propriul lui joc. Ok? În care pornise așa de încrezător. Și el a crezut că tu, rămânând cu atât de puține piese, gata, ai pierdut. Dar nu, tu ai câștigat. Și aici am o întruchipare. Bine l-a câștigat împotriva, bine l-a învins rău. Ok. Coroana bărbatului ăsta e de tablă, ok? Deci a purtat o coroană falsă. Aud pe cineva că s-a vândut aici pentru nimic.
Mai aveam un mesaj aici. Roata cuiva s-a întors aici. Mai aveam un mesaj foarte important să mă întorc la el aici, că l-am început. Strategic, totul a fost strategic, bazat pe logică. Cui s-a întors roata aici curat? Cuiva din trecutul tău sau cineva care este mai tânăr decât tine, care a avut o șansă foarte mare cu tine. Bărbatul ăsta este în conflict acum, pentru că tu ești în glorie și în reușită și pentru că persoana asta a încercat să vină în viața ta ca și cum era cineva la care tu să cerșești atenție, iubire și dragoste. Dar persoana asta, ca să spunem așa, regretă fiecare moment pe care ți l-a creat urât. Regretă că te-a mințit și a mers cu alte energii și se simte ca un fraier. Scuze. Se simte ca un fraier. Este cineva care... este cineva care a pierdut totul? Cu ce i s-a întors roata bărbatului ăsta? Cu ce? Cu regina de monede. Cu regina de monede și diavolul. A avut parte de o energie diabolică. Mi se repetă ce am văzut la unul. Și anume, în primul rând, bărbatul ăsta te-a subestimat grav de tot. Grav de tot te-a subestimat. Niciodată să nu subestimezi o persoană. Niciodată. Te-a subestimat. Văd pe cineva aici care a format un cuplu diabolic împreună cu o femeie cu aceeași regina de monede pe care am văzut-o și la varianta numărul 1. El, lui s-a întors roata cu regina asta de monede și diavolul. Capricorn, taur, fecioară. Bun. Cum mi s-a întors roata cu regina de monede și diavolul? Judecata. În primul rând i s-a întors pe partea financiară și în al doilea rând i s-a întors pe partea faptului că femeia aia nu mai are niciun sentiment sau nu a avut sentimente pentru el. Cineva l-a jucat pe degete pe bărbatul ăsta și el s-a opus atât de mult ca finalul ăla să nu aibă loc. Ok? Cineva i-a adus și aduce sfârșitul acestui bărbat. El a dat dragoste la o parte pentru finanțe. El și-a închis sufletul pentru finanțe. A avut atât de multă dragoste de la tine. O femeie roșcată aici. Sau cu părul cărămiziu, a trădat un bărbat grav rău de tot. Sau el va avea surpriza în următoarele 72 de ore. Culoarea ciocolatiu, culoarea cărămiziu, portocaliu ăla de toamnă, frunză de toamnă, culoarea părului. Femeia asta a trădat groaznic sau trădează groaznic bărbatul ăsta. Și mai e și o femeie blondă implicată. Aici e un divorț. Divorț clar. Un mare tur care pentru cineva aici, scorpion săgetător. Marea preoteasă. Cineva care a încercat să țină o căsnicie cu farmece.
3 de săbi și justiția. O balanță aici va plăti foarte tare. Uite, regele de săbi. 5 de săbi. E spânzuratul și cineva din pești. Au fost foarte multe. Uite, regina de cupe. Foarte multe persoane. Dar am văzut regina de cupe și regina de monede. Dar au fost foarte multe persoane implicate aici. Foarte multe persoane implicate. Și tu ai spus, spui bărbatul ăsta în următoarele 72 de ore, nici măcar nu trebuie să-i spui în față, la nivel energetic, el știe. Șahmat, băiatule, șahmat. Ok? Ți-ai făcut-o cu mâna ta. Cineva și-a făcut-o cu mâna lui. Nici nu ai mutat piesele pe masa de șah. Divinitatea le-a mutat pentru tine. Și a spus bărbatul ăsta, ok, ok, joacă la liber arbitru sau joacă cu cine vrei tu, dar vezi că nu o să ieși curat din jocul ăsta. Mai vreau energie pentru cei de la varianta numărul 2, multare 72 de ore. El a trăit cu un suflet geamăn fals. Femeia nu i-a fost suflet geamăn adevărat. În niciun caz. I-a fost un suflet geamăn fals. Uite, el lasă că zice asta în spate cu 10 de săbi de un de trădări după aflarea unui secret în legătură cu magicianul. Ok? Mai mult decât atâta, bărbatul ăsta care... Cam am multă poveste aici. Bărbatul ăsta care te-a trădat, cum am văzut la varianta numărul cu femeia din... zodie de pământ, a încercat să-ți facă lucruri oculte și uite la penultimul 72 de ore pe care l-am postat, a căzut la propriul joc, ok? Pentru că totul i s-a întors, femeia l-a folosit, indiferent că avea o relație cu el sau era plătită să facă ceea ce vrea el să facă, contractul lui s-a încheiat, acum începe plata. Mai mult decât atât, tu ai prins pe cineva și nu că ai prins, știi de foarte mult timp ce face bărbatul ăsta și mutările pe care le face. Tu știi fiecare mutare. Tu ai căzut într-o stare vulnerabilă în fața acestui bărbat, îmi place de tine, intenționat ca să vezi cum s-ar comporta bărbatul ăsta cu tine în stare de vulnerabilitate, mereu te-a lovit cu atâta răutate, indiferență, ok? El o să aibă nevoie de compasiunea ta. El o să aibă nevoie de compasiunea ta. Ți-a făcut niște lucruri atât de urâte. A vrut să-l iubești, a vrut să fii nebunită după el, a vrut să-l cauți tot timpul. A vrut să-l cauți și să râde de tine, a vrut să-l cauți și să facă pe indiferent. A vrut să facă un joc murdar și a fost un joc murdar pentru mândria lui, pentru orgoliul lui. Deși omul ăsta te-a iubit și te iubește, dar te-a urât și te-a iubit. Iar ție dragostea ți-a murit, asul de cupe și moartea. Pentru bărbatul ăsta tu dragoste nu mai ai. În niciun caz și îl refuzi din start. Îi spui, no way. Ai avut o regină de monede în paralel cu care m-ai trădat și a fost diavolul. Și femeia asta te-a lăsat. Și femeia asta, și tu mi-ai creat mie greutate datorită acestei femei. Ok? Și ai ales lucrul ăsta și m-ai mai trădat și cu alte persoane care ți-au fost persoane din jurul tău și acum tu vrei să ai pretenția să fii bine sau vrei să ai pretenția de la mine să fiu empatică cu tine, îi spui tu bărbatului ăsta. N-ai să vezi așa ceva. Mai mult decât atât, femeia asta care se desparte de bărbatul ăsta și tare îmi place de ea, dacă ești tu care te uiți și divorțezi, spui, am așteptat o viață. Poate nu chiar o viață altele dintre voi. Am așteptat, aud, 13-14 ani. 20 de ani. Depinde cât ați fost împreună. Și femeia știu fiecare mutare a bărbatului ăsta, cât a înșelat-o, cât a trădat-o și că n-a iubit-o și că asta cu ea pentru bani. Trebuie să ai multă răbdare să faci asta. Trebuie să ai multă răbdare. Pentru că femeia asta i-a făcut ultim, i-a zis șahmat. Gata. Nu mai ești atractiv. N-are cum să te mai a fost a ta persoană. N-are cum să te mai altcineva. Finanțe nu ai.
stai la televizor așa, ok? Dragostea s-a dus, dragostea n-a fost, pa la revedere, ok? Este și karma acestui bărbat. Patru de cupe. Ce refuz cu patru de cupe? Nu mă 72 de ore. În primul rând, bărbatul ăsta este blocat și nu poate merge mai departe pentru că ți-a făcut lucruri oculte și are drum închis. Ce refuz cu 8 de săpi și 8 de cupe? Refuz să, ai vreo, să mai ai vreo implicare cu acest bărbat care acum vrea 10 de cupe. Ce refuz cu 8 de săbi și 8 de cupe? Ce refuz cu regina de monede și 10 de cupe? Dacă tu ești regina de monede și ești taur, fecioară, capricorn, refuz bărbatul ăsta care vine la tine pentru chestii de genul ăsta și tu te-ai răzbunat pe el grav de tot. Ok? Tu nu mai ești bună cu persoana asta. În niciun caz. Ți-ai pierdut dragostea. Zici pa. Sau tu dacă ești bărbat. Ok? Refuz regina asta de monede. Ori o regină de monede te refuză. Două zodii de apă, un bărbat și o femeie merg către un conflict foarte mare. Sunt foarte multe mesaje pe care le primesc aici. Vreau să văd o zodie. Vreau să văd pentru regele ăla de săbii. Ce zodie este de fapt? Scorpion. Luna Scorpion. Berbec. Vărsător, fecioară, Capricorn. Pluto, Capricorn, ce zodie regina asta de monede, ce zodie regina asta de monede. Doar fecioară, capricorn, pești, văd. Ce zodie regina asta de monede. Săgetător? Surpriză. Mercur în săgetător. Dar dacă mi-a căzut prima scorpion, are și mult scorpion femeia asta. Fecioară. E între fecioară și săgetător. Da. Și are Saturn în Neptun în pești. Și dacă este săgetător, de ce mi-apare că este... Bine, poate să fie săgetător cu ascendent săgetător, fecioară sau viceversa. De ce mi-apare că e fecioară? Că poate să aibă luna în fecioară. Sau poate să fie fecioară cu luna săgetător. Mi-ar văd aici un taur și un berbec implicat. Cred că asta o să fie și titlul. Șahmat. Ok. Mai vreau să văd o energie aici la varianta numărul 2, ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 2. 72 de ore, evenimente importante. Sună telefonul, sună telefonul, primești foarte multe mesaje, îți sună telefonul, primești niște telefoane, primești un mesaj de la persoana asta și te surprindă, mare reușită în legătură cu un nou început în dragoste. O mare reușită cu o manifestare foarte frumoasă care îți reușește și parcă este liber să manifesti tot ceea ce vrei tu. Pentru că aici vine foarte, foarte multă fericire, numai cărți pozitive. Numai cărți pozitive și clar viziunea mea la fel. Aici este o iluminare, o vindecare a avut loc la tine.
este o chestiune ce ți-a luat de pe ochi ceva ce nu te lăsa să vezi. Stagnarea ta s-a terminat în legătură cu oferta asta serioasă, cu noua relație, cu ceva ce ți se cuvenea ție, care ți-a fost reținut mult timp de către cineva prin egoism, prin dorința de a te ține. Tu nici nu ai realizat recent, poate astăzi, poate ieri, ai realizat cine era bărbatul care stătea în spatele blocajului tău, dar poate ai știut și repet, el a crezut, tu l-ai iubit pe bărbatul ăsta cu adevărat, tu l-ai iubit cu adevărat, ok? Dar el a avut numai dorință de răzbunare. Deși și el te iubește. Uite, regele de monede cu turnul, care a căzut în disgrație. Și e frică de ce primește. De vești, de telefoane, de trădările pe care le primește în masă, de judecata pe care o primește, de plecarea ta definitivă. Ceva care parcă s-a trezit peste noapte și spune exact cum a spus aseară la penultimul 72 de ore. De ce nu mai funcționează cu persoana asta ce fac? De ce nu mai funcționează? Că în atâta timp am ținut persoana asta? Dacă ești bărbat și te ești, pentru că femeia asta te-a iubit de-aia, nu pentru ce ai făcut tu. Ok? Poate ai făcut rău prin alte rânduri, că n-ai vrut ca persoana asta să fie cu nimeni altcineva, dar oricum aș învârti, te-a iubit și tu ca femeie pentru că l-ai iubit de-aia. Pentru că l-ai iubit cu adevărat. Dar el a făcut o mare greșeală. Putea să aibă o familie fericită cu tine. Și te așteaptă frumos cu magicianul și soarele. Uite, o nouă relație te așteaptă. Regele de cupe și 6 de cupe. Este o nouă relație pentru tine. Care este marea ta victorie? Mătați 72 de ore cu 6 de bute și de cupe. Te îndrepți către echilibru. O să ai parte de reciprocitate în dragoste. Care este marea ta victorie cu 6 de bute și 2 de cupe. Regele ăsta de monede. Care e victoria cu regele ăsta de monede. Acum știe să aprecieze dragostea și iubirea ta. Și? De ce mai mi-apare aici? Nu mă tăi 72 de ore regele ăsta de monede. Pentru că el nu renunță la tine. Mai ales acum. Ce vei face tu în următoarea 72 de ore către regele sau către monede? El e trecut pentru tine. Uite, moartea, 5 de cupe, el e trecut pentru tine. El de-abia acum a realizat că a dat furia aia la o parte, a dat răutatea aia la o parte, a dat dorința de răzbunare la o parte și a realizat că te iubește. Și a realizat că nimeni din cine a fost alături nu a fost nicio persoană loială și că totul a fost o bătaie de joc. Și l-a căzut și a pierdut la propriul lui joc. Ce va face el către tine, regele ăsta de monede? O să spună, m-am despărțit de regina asta de monede. El să despartă de regina asta de monede. Și o să spună ce prostie am făcut. Ce prostie am făcut. Exact. Pentru că eu nici măcar nu iubeam femeia asta nici măcar nu mă iubea pe mine. Eu am avut o șansă de o familie fericită. Două persoane divorțează. Ori dacă a fost o relație, cum am vorbit mai devreme, indiferent care a fost relația, căsătorie, relație simplă, relație de legătură bolnavicioasă între regele și regina de monede, de afaceri, de colaborare, de indiferent, el spune, vreau să spun cam de noapte cu femeia asta, gata. Da. De ce termină cu regina asta de monede și tu nu? Am și văzut mai devreme. E și o balanță implicată, o femeie implicată. 10 de pentacule invers.
Toată dacă e un partaj să iasă fără nimic de acolo, bărbatul ăsta nici nu are ce părți. Nu are nimeni niciun sentiment pentru el. Pș, absolut nimic. Înțelegile de săbit. Că a pierdut la propriul lui joc de-aia. De-aia. Va primi o răceală atât de mare de nu o să-și închipuie. Spune, sunt singur acum, vreau un nou început cu tine. Acum sunt sigur. Sunt sigur că vreau să fiu împreună cu tine. Poate multe dintre voi nici măcar nu știați că bărbatul ăsta mai avea pe cineva alături. Sau că el se făcea rău prin lucruri oculte. Sau că el se purta indiferent cu tine, dar era un joc. Și că el trăia cu altcineva pentru lucruri financiare sau femeia cu lucruri pentru finanțele lui. Și că el te-a trădat pentru altă femeie, iar el s-a îndrăgostit ulterior de tine. Tu poți să fii femeie din leu aici, dar să apar și ca să ai și zodie de apă. Ai fost foarte iubitoare față de persoana asta. Care este noua ta relație? Pentru doamne. Noua relație în care 72 de ore. Cavalerul de cupe și erofantul. Este o relație foarte serioasă care urmează pentru tine. Tot mi apare că o să începe relație cu un bărbat care este divorțat, dar mi apare regele de bute cu hierofantul, iar taur. Ori un bărbat care a fost căsătorit pentru cu hierofantul și pentru foarte multe dintre voi poate să fie tot un bărbat din zodie de foc, dar un bărbat care a trăit într-o iluzie, uite, cu părătea sau poate să fie un bărbat care a trăit cu o balanță și cu cineva din taur. Sau femeia asta avea și balanță și taur, un bărbat divorțat. Sau un bărbat într-o poziție ceva de stat, ok? Sau un bărbat într-o poziție importantă. De ce are hierofant bărbatul ăsta? Apelă la pachetul ăsta. De ce are bărbatul ăsta hierofantul? Il era surat. Și probabil că ți-a ascuns cu siguranță lucrul ăsta. Sau i-a fost teamă de o relație serioasă. Ori nu ți-a spus că era implicat în ceva. Aici e un turn, uite-l văd și aici. Și el cu săgetătorul, turnul și 6 de bâte. S-o decoperi luna. Te-ai iubit în ascuns sau avea o relație în ascuns cu altcineva. Relația nouă pentru cei de la varianta mea 272 de ore. Dacă ești bărbat cu o zodie de foc, cu origine de bâte, ok? Și femeie? Relația nouă pentru doamnele de la varianta numărul 2? Doi bărbați pentru femei, relația nouă, doi bărbați se bat pentru tine. Unul brunet și unul șaten. Doi bărbați se bat pentru inima ta. Cineva din săgetător și pești văd. Și mai mult decât atât, poate să fie cineva care te urmărește și tu să fii leu, regina de bute. Cineva din scorpion care este într-o răscruce de drumuri. Cineva din fecioară care își primește justiția aici. Asta e justiția ta, leu, balanță. Ai și leu și balanță. Cine o să alegi tu? Ia să vedem. Am ales steaua și 4 de bâte. Tu te iubești pe tine. Tu ai templul tău. Ești liberă. Nu mai suferi după nimeni.
Ales un nou început plin de fericire. Pe cine alegi în dragoste ca femeie în următoare 72 de ore? Pe cine te face fericită și pe cine consideri tu că te merită cu adevărat? Oricum, bărbatul ăsta pe care îl alegi se poate să bată doi pentru tine și al treilea să câștige. Pentru că bărbatul pe care îl alegi este un bărbat foarte influent din toate punctele de vedere și mai ales financiar. Este un bărbat autoritar, un bărbat cu o putere foarte mare, un bărbat când vorbește cu hierofantul și 8 de bâte, are un cuvânt foarte mare de spus și foarte important și poate să fie o persoană cu foarte multe relații, o persoană căreia nu este frică de nimic și de nimeni, o persoană care din contră vrea să te apere de energii care sunt răufăcătoare sau energii false din jurul tău. Un bărbat care posibil să știe prin ce ai trecut sau pur și simplu un bărbat care poate te urmărește de ceva timp, poate nu, sau poate vrea să știe cât mai multe despre tine sau intuiția lui este una foarte dezvoltată. Poate vrea să știe foarte multe lucruri despre tine și te consideră o femeie foarte firavă, o drăguță, dulcică. Îi place că ești foarte feminină și asta l-atrage foarte tare și consideră că ești ceva drăgălaș care trebuie protejat, ok? Și posibil unul ăsta să fie un leu în prezența ta și în jurul tău. Mai au pe cineva aici, o femeie nici măcar nu știe că un bărbat, tu nici măcar nu știi ca femeie că un bărbat, asta nu va fi pentru toată lumea, va fi un mesaj specific. Un bărbat îți tot face dreptate prin spatele tău și tu nici măcar nu știi. Un bărbat tot îți face dreptate în legătură cu niște persoane care îți fac rău și tu nici măcar nu știi. Un bărbat sare pentru tine. Ia să vedem cine e bărbatul ăsta care tot îți face dreptate ție ca femeie. Poate să fie cineva de săgetător, temperanță. E în secret, el nu spune. Pești, săgetător, cine e bărbatul ăsta? Hierofantul. Uite-l, hierofantul cu regele de bute, cu care tu o să și fii. Un bărbat foarte influent sau un bărbat care are un cuvânt de spus sau un bărbat care e autoritar. El îți face dreptate prin spatele tău și nici măcar nu știi ce elimină din viața ta. Ideea ca și cum tu ai întrebat ce s-a întâmplat cu persoana aia, de ce nu m-a mai căutat? Și bărbatul ăsta undeva zâmbește din colțul gurii. Pentru că el știe cum ți-a alungat persoanele astea ca să te protejeze de ele. I-a pus la punct, pur și simplu. Chiar să-mi lăsați în comentarii. Eu vreau să știu că spui că îl cunoști pe bărbatul ăsta și nativea că nu. Îl cunoști? Îl cunoști, da. Și de ce faci asta pentru tine? De ce te protejează? Te simte că n-ai puterea necesară să te protejezi tu pe tine? Și simte că ai mare nevoie de ajutor? Nu vrea să fii rănită? Știe prin ce conflict ai trecut? Te iubește bărbatul ăsta? Pentru că ai avut foarte multe probleme în jurul tău. Păi și de ce nu spune că face dreptate și face pe ascuns? Ceva care spune, lasă că știu eu mai bine, că tu ești foarte copiloroasă. Lasă că știu eu mai bine ce fac. Ceva care vorbește prin spatele tău. Lasă că știu eu, sau dacă ești bărbat face asta pentru o femeie. Lasă că știu eu mai bine ce trebuie ție. Sau... nu vreau să faci asta, nu vreau să faci asta, nu vreau să fii rănită. Sau... de ce nu spune? Bărbatul ăsta gândește despre tine că ești prea sufletistă și prea... nu... vulnerabilă?
și că ești visătoare și crezi că toată lumea e bună. Și el zice, eu sunt mai logic, eu sunt mai... Eu văd lucrurile altfel, eu aud pe cineva spune, am o experiență de anturaje, de am trăit într-un alt mediu, știu cu ce se mănâncă viața asta. Nu că tu n-ai ști ca femeie, dar așa gândește el. Ceva îți face dreptate prin spatele tău și tu nici măcar nu știi. Și este cineva care văd că pune cu de dacă te mai apropii de femeia asta sau dacă mai dai vreun telefon sau dacă mai cauți persoana asta, o să ai de-a face cu mine. Concluzia pentru cei de la varianta numărul 272 de ore. Te îndrept către o abundență extraordinar de frumoasă. Te-ai dezlegat. S-a terminat turnul și 8 de săbii. Ai un nou început cu foarte mult echilibru în față. Bun, hai să trecem la varianta numărul 3. Bun, la varianta numărul 3 se pare că cineva regretă foarte tare ceva aici dintr-o zodie de apă, rac pe scorpion, sau cel puțin are luna într-o zodie de apă. Cine este persoana care regretă aici? Mercur. Rac pe scorpion. Cine este persoana care regretă foarte tare aici? Cine are regretările de 5 de cupe în următoare 72 de ore? Water. Oricum e zodie de apă. Deci era pe scorpion. Scorpion, uite. Scorpion. Scorpion are Pluto în balanță. Scorpion, rac. Venus în rac. A fi un scorpion cu Venus în rac și ascendent în balanță. Are și Jupiter în fecioară. Pot fi mai multe persoane care te regretă aici, Jupiter în Capricorn, Fecioară, Gemeni, sau puteți să fiți voi zodiile astea aici, Berbec, Taur. Aici te regretă cineva foarte mult. Ia să vedem cine are regretele astea față de tine sau cine vine cu regretele astea față de tine. Pentru că este totuși trecutul. Cine vine în următoarea 72 de ore cu regretele astea față de tine? Tot regele ăsta de monede. De ce vine regele ăsta de monede cu regretele astea față de tine? Cineva are luna în vărsător. Mai mult decât atât, cineva vine cu foarte multe regrete aici pentru că îi se luminează mintea în privința unei chestiuni. Cineva vine, de ce cu luna și vine cu niște regrete în legătură cu ceva ce ține de un vărsător și un rac. Ok? Și de ce mai vine cu regrete față de tine cu luna și steaua? Pentru că bărbatul ăsta are un conflict foarte mare în viața lui. Și ți-a creat ție un conflict foarte mare în viața ta și îi pare rău pentru lucrul ăsta. Adică este cineva care are abundența blocată, ori ți-a făcut ție o problemă partea asta, dar i s-a întors lui. Ok? Și este cineva care recunoaște că tu ești persoana potrivită pentru el. De ce vine cu regrete către tine cu steaua și luna? Cu regrete vis-a-vis de planul unui vărsător în secret? De ce? De felul cum s-a comportat cu tine în trecut de un vărsător care l-a influențat pe bărbatul ăsta foarte mult? Ce vine cu regrete către tine? De ce cu magicianul 6 de cupe? Pentru că ceva i s-a întors ce ți-a făcut ție. Și
Se sugrumă judecata pentru Marea Preoteasă și Regele de Bâte. Bărbatul ăsta a avut pe cineva în secret, cineva care îl influența foarte greșit referitor la tine, ok? Și mai mult decât atât, el a ascultat sfaturile cuiva sau s-a răzbunat pe tine pentru cineva sau după furia cuiva, și, dar după furia cuiva cunoscut, că cu 6 de cupe poate să-i fie prieten, frate, văr, tată, bărbatul ăsta s-a răzbunat pe tine pentru influențele cuiva și ceva i s-a întors și mai mult decât atât ți-a făcut și lucruri oculte. Cineva regretă aici că totul i s-a întors. Și pentru că tu ești o persoană foarte sinceră și curată și pentru că tu i-ai pus pe masă ceva foarte solid și i-ai spus că vrei o relație serioasă, chiar ai iubit persoana asta, de ce vine cu regrete către tine cu 5 de bute și turnul? Este soldatul rănit pentru că te-a rănit și rănindu-te pe tine s-a rănit pe el. Cine vrea să stea pe scaunul ăsta? 5 de bâte invers, pentru că i-a trecut conflictul, pur și simplu, și a dat seama ce a făcut. Este un bărbat care a fost trădat, pentru că te-a trădat. Ce a pătit el cu 5 de bâte și turnul de mine cu tine, către tine cu regrete? Nu vrea să te piardă, nu vrea să pleci. De ce nu vrea să te piardă cu 7 de bâte și 8 de cupe? Și-a dat seama că tu îi aduci fericirea. Și și-a dat seama că tu ai investit foarte mult timp în persoana asta. Și că tot ce ai investit el în altă parte a fost degeaba. Iar mi-a apărut Regina de Monede. Tot ce ai investit el în altă parte a fost și-a irosit timpul. Și-a irosit timpul și energia în partea aia. Ce-a pățit cu turnul și 5 de monede de mine? Câte tine cu regrete? Are drumurile blocate. Ce-a puțin cu turnul și jocătă? Se simte atât de prost bărbatul ăsta. Uite ce a pățit cu 6 de bâte și turnul și diavolul. Bărbatul ăsta regretă pentru că s-a comportat oribil cu tine. Și pentru că a făcut lucruri prin spatele tău. Și că ți-a reținut dragostea față de tine. Și în repetate rânduri a încercat să te manipuleze și să te inducă în eroare și în iluzii. Și să asculte de cineva. Ia puțin cu turnul și diavolul. Moartea. E cineva care... Moartea și doi de cupe. El a fost trădat de foarte multe persoane din viața lui, inclusiv de cel mai bun prieten al lui. Cu care el te-a trădat sau cu care el vorbea urât despre tine. Ori tu dacă ești bărbat și ai făcut asta, îți pare foarte rău. Că ți-ai trădat persoana care te-a iubit cu adevărat pentru niște persoane care pur și simplu nu ți erau prieteni adevărați în niciun caz. Dar vreau să știu și eu, de ce te-a trădat bărbatul ăsta? Sau de ce s-a comportat așa cu tine? De ce cura ta și steaua? Pentru bani. Pentru că a fost un om materialist. De ce cu 3 de cupe și 8 de monede? Pentru că avea o furie în suflet. Pentru că cineva îl instiga. De ce cu 5 de cupe și Regina de cupe? Îl instiga cineva dintr-o zodie de apă mai mult decât atât. Și... pentru că el avea o mândrie și un orgol exagerat. Te iubea și te ura. Deci persoana asta știe ce? Dar de ce iubesc atât de mult persoana asta și... ah, iubesc persoana asta, dar aș sugruma persoana asta. I-aș face rău și chiar ți-a făcut rău. Dar tu l-ai iubit sincer, bărbatul ăsta. A fost gelos rău pe tine. Gelos rău.
poate că s-au întâmplat niște evenimente între voi pe care l-a făcut să fie atât de gelos. Tu ești o femeie atât de frumoasă încât nici nu realizezi cât de frumoasă ești. Și el, pe lângă că a fost instigat de factori externi, mai mult decât atât a pus... Deci cineva îi spunea tot timpul să pună preț pe bani, să nu te ia în seamă pe tine. Și în același timp a fost foarte gelos pe aspectul tău și pe faptul că ești o persoană foarte... Păi... De ce? De ce ți-a făcut rău cu 5 de sub și recea de pe... De ce coase de cupe și regele de cupe? Pentru că ai fost cu un alt bărbat și eu te-a urât pentru asta, deși tu l-ai iubit pe el foarte mult. El a vrut să se răzbune pe tine. De ce ai fost cu regele ăsta de cupe? Pentru tine regele ăsta de cupe n-a însemnat nimic. Absolut nimic. Pentru că regele ăsta de monede n-a vrut să fie cu tine. Pentru că te-a refuzat. Pentru că s-a comportat urât cu tine regele ăsta de monede de aia. Și a fost o chestiune de moment. Și erai la răscruce de drumuri. Și erai într-o disperare și căutai niște răspunsuri. Și erai într-o iluzie și nu știai ce să crezi. Și erai sub influența magicianului. Deci aici asta este ceva foarte tare. Regele ăsta de monede ți-a făcut lucruri oculte, te-a zăpăcit de tot, tu ai fost cu altcineva, deci el deja îți făcea lucrurile astea, tu ai fost cu altcineva și iar el s-a întrebat de ce ai avut reacțiile și comportamentul ăsta și tot el te-a urât și ți-a făcut în continuare rău pentru că el a considerat că s-a simțit trădat, ok? Dar de fapt, el te-a trădat de 1000 de ori mai mult și tu nici măcar, tu nu ai trădat bărbatul ăsta, tu erai sub influența unor energii pe care tot el ți le provocase. Ori ai avut niște vicii sau o confuzie mentală, ieșisei dintr-o traumă. Ce vei face mâine important? Ce urmează pentru tine important mâine? Am zis mâine să fie. Vrei să fii liniștită, deși primești oferta asta, vin mai multe oferte către tine, suferința ta s-a terminat, suferința cu 9 de săbii și 10 de săbii. Găsindu-ți echilibru în lume, simțindu-te bine pe tine, iubindu-te pe tine, cum cu moartea. Tăind distracția acestor persoane sau acestei persoane care era in and out și ai spus pașii la revedere, 8 de monede, ai ales ispita, ai ales răul, turnul și regele de pentacule, terminând cu bărbatul ăsta care poate fi Taur, Fecioară, Capricorn, Scorpion, am mai văzut și acolo Scorpion, ok? Care a fost influențat de o regină de săbii care poate fi Vărsător, Gemeni, Balanță, Săgetător, Capricorn. Ce îi face important sau ce vine către tine important mâine, ce cavalerul de cupe și regina de cupe. Mergi mai departe cu foarte multă putere și mai mult decât atât ai un nou început pe care ți se cred pentru tine. Tu ca femeie, ce te așteaptă mâine? Tu lucrezi foarte mult la abundența ta și bați la foarte multe pentacule, multe dintr-o dată. Multe dintr-o dată. Ți se face o justiție pe partea financiară. Ți se face o dreptate pe partea financiară, câștigarea unui proces. Nu pot să zic un part, poate pentru foarte mulți dintre voi, un part aș reușit câștigarea unui proces, căderea la o înțelegere cu cineva. Ce vine important către tine
în următoare 72 de ore pentru filtra varianta numărul 3. Ce vine important pentru tine? Ce ocupi? Vine abundența către tine și mai mult decât atât am două energii, femeia și bărbatul. Bărbatul stă și urmărește. Și eu când spun ce vine, mi-apare și din partea energiei lui, mi-apare și din partea energiei tale ca femeie. Bărbatul stă, te urmărește și cred că l-ai blocat. Sau cred că nu vrei să mai vorbești cu persoana asta. Uh-huh. Este frică că a căzut acest tur. Nu mai ai nevoie de ajutorul nimănui. Te văd foarte puternică. Toți au vrut să fie stăpâni în viața ta, iar tu n-ai niciun, nu vrei să ai niciun stăpân. Stăpânul tău este Dumnezeu și atât. Și stăpână ești tu pe tine. Și toate evenimentele astea ți-au întărit foarte tare, sau evenimentul ăsta te-a întărit foarte tare. Ce vine către tine cu acest cavaler de cupe? Tot insistă să vină regele ăsta de monede. Care l-am văzut și aici cu soarele, aici cu puterea. El vine cu lacrimi către tine, ok? Vrea să vorbească cu tine. Despre ce a pățit cu regina asta de monede. Ce vine regina asta de monede cu tine? Pentru că tu o să începi o altă relație cu altcineva de aia. Și lui este frică de chestia asta. Mai aud ca și mesaj pentru foarte multe dintre voi. Un bărbat, în timp ce te trăda, prietenul lui care era asociat cu el sau era prietenul lui cel mai bun și poate fi o zodie de foc, un bărbat în timp ce te trăda și râdea de tine cu bărbatul ăsta care, pe care tu-l iubeai, prietenul lui s-a îndrăgostit de tine. N-a fost de acord cu mizerile pe care bărbatul ăsta ți le-a făcut. Un bărbat aici s-a îndrăgostit de tine. Prietenul persoanei, bărbatul care ți-a făcut lucrul astea, el s-a îndrăgostit de tine. Și bărbatul ăsta cumva știe că prietenul lui... Probabil i-a și confesat sau i-a și spus. Știe că bărbatul ăsta s-a îndrăgostit de tine sau știe că te place, știe că vrea să vină către tine. Și asta se va și întâmpla. Concluzia pentru cei de la varianta numărul 3, următoarele 72 de ore. Cineva o să stea într-un conflict în trecut și anume persoana asta care vrea să vorbească neapărat cu tine. Concluzia cu 6 de cupe și luna. Ai părăsit definitiv urac. Cineva realizează aici că nu este copilul lui. Cineva află că nu este tatăl biologic. Aici se fac niște analize, niște teste, niște calcule. Cineva spune... Cum de-am răbdat atâta timp sau cum de-am așteptat, aud, 8 ani, 8 luni și n-am făcut treaba asta. Eu n-am fost lângă tine tot acest timp. Ori o femeie prezintă aici că este însărcinată, iar un bărbat spune, n-ai cum să fii însărcinată cu mine pentru că eu nu eram lângă tine atunci. Sau tu aveai de-a face cu alte persoane. Nu e posibil așa ceva. În niciun caz. Și asta poate să spună bărbatul ăsta sau că tu ești bărbat și te uiți, poți să spui unui săgetător capricorn. N-avea cum. Nu. După o distracție de o noapte, cineva vine și spune a rămas însărcinată. Și un bărbat spune aici, imposibil. Cu mine nu. Pentru că s-au băut multe pahare, a fost o distracție foarte mare, o petrecere aici, un desfrâu, să-i spunem așa. Cineva spune și mi-aduc aminte ce am făcut. Dar clar nu cu mine. Dar este și o minciună aici. Într-adevăr, copilul nu este cu bărbatul ăsta. E o minciună din partea persoanei ăsta, din săgetător, capricorn, scorpion. De ce minte femeia asta că este însărcinată cu bărbatul ăsta? Pentru că bărbatul cu care este însărcinată cu adevărat nu vrea. În ce curajele de sol, 4 de săbi și 5 de monede.
Pentru că vrea să lege în dragoste. Pentru că vrea să rămână cu ea, dar jocul s-a terminat. Folosim o femeie, a manipulat mult timp un bărbat aici. Și asta cu sarcina a fost finalul. Ok? Sau poate dacă un bărbat aici a stat într-o copilărie sau într-o relație pentru copil sau pentru o sarcină sau cineva a anunțat că are o sarcină, în sfârșit se află adevărul și cineva se eliberează. Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.